celor 50 de ani de căsătorie ai părinților mei, pentru că m-aș apuca de plâns și eu și ei și nu este rostul. Nu voi adresa cuvinte de laudă la ceea ce s-a petrecut în acești 50 de ani, dar voi vorbi despre familie. Dacă citiți astăzi în jurnale, dacă deschidem televizorul sau radio, peste tot se spune că familia este în criză. În criză din punct de vedere social, din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere creștinește. Familia astăzi nu se mai regăsește. Există o confuzie totală între soți, între soți și copii, între frați și surori și așa mai departe. Familia, peste tot, ni se spune că este în criză. Dacă vă amintiți, acum 2 ani, Papa Francisc chiar a convocat un sinod al familiilor la Roma, în care a invitat toți episcopii din lumea întreagă să-și spună punctul de vedere asupra familiei. Iar la această întrunire pe care Papa a prezidat-o în deschidere, Papa le-a pus două întrebări episcopilor prezenți acolo. Le-a spus: noi, episcopi ai Bisericii Romano-Catolice, credem sau nu că în fiecare om, în fiecare femeie, este întipărit chipul și imaginea lui Dumnezeu? Este întrebare. Credem acest lucru sau nu credem? Biblia ne spune că bărbatul și femeia au fost create după chipul și imaginea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu a întipărit chipul și imaginea sa în bărbat și femeie, și de aceea spune Scriptura, ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu separe. Pentru că în cei doi există sacramentul de iubire, legământul care unește pe cei doi și din doi devine doar unul singur. Aceasta este prima întrebare a Papei. A doua întrebare este aceea, este următoare. Noi, episcopi ai Bisericii Romano-Catolice, credem că biserica este un loc de primire, cum numește Sfântul Părinte un spital, în care venim cu medicament tămăduitor pentru familiile creștine, sau este un han la care primim pe cine dorim? Pe unii lăsăm la ușă, pe alții primim în față. E bine, plecând de la aceste două întrebări, episcopii au accentuat și mai tare această criză în care se află familia astăzi. Soțul către soție nu te mai iubesc și pleacă cu altcineva. Soția la soț nu te mai iubesc, nu mai place din ei și pleacă cu altcineva. Iar noi cunoaștem situația tineretului nostru, care majoritatea sunt în străinătate, și văd alte lucruri. Familia intră într-o gravă criză. Care este rolul bisericii? Odată ce am constatat că familia este în criză, care este rolul bisericii? Biserica este tocmai acela de a ne spune ceea ce spunea Cartea Proverbelor în prima lectură de astăzi. Cine și-a găsit o femeie destoinică, acela este binecuvântat de Dumnezeu. Femeia este pilonul central al familiei. În jurul ei se construiește o familie. În jurul ei se zidește ceva clădit pe iubire. O femeie destoinică este o binecuvântare de la Dumnezeu pentru o familie. Și mi s-a întâmplat de multe ori în viața mea de 13 ani de preoție, mulți bărbați venind să-mi spună: părinte, nici nu știți cât noroc mi-a dat Dumnezeu dându-mi pe cutare ca soție. A fost o binecuvântare pentru familia mea. Și ieri spuneam la o familie, prieteni în București, veniți cu mine aici, o binecuvântare că l-ai avut pe el ca soț, o binecuvântare că te-a avut ca soție. O femeie destoinică este o binecuvântare pentru familie, pentru soț. În jurul ei se clădește tot. Cât de frumos este când vedem o mamă cu copiii pe genunchi, învățând rozare, învățând rugăciunile, învățând cele sfinte pe care le aflăm de la biserică, cărmuind copiii pe calea credinței, impunând, implicând în sufletul și în inima lor acest sâmbur al credinței care va crește.
care va încolți și care va da fructe la timpul potrivit. O femeie destoinică este o binecuvântare pentru familie. Lectura a doua, luată din scrisoarea Sfântului Apostol Paul, insistă asupra iubirii. Dacă nu există iubire între cei doi, știm cu toții, pot exista palate, pot exista mașinile cele mai de lux, poate exista cea mai mare bogăție, dar nu există unitate în acea familie. Dacă iubire nu este, spune Sfântul Paul, nimic nu este. Îmi spunea odată o doamnă în Canada, divorțată și care suferea foarte mult din această cauză. Spunea, părinte, dacă în viață ți-ai realizat iubirea, ți-ai realizat destinul vieții. Dacă ai ratat iubirea, ți-ai ratat viața. Este exact ce spune Sfântul Paul. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Unde dragoste este, totul poate pleca de la zero. Unde dragoste este, se clădește totul. Unde dragoste este, acolo este Dumnezeu, spune noi. Pentru că, spune Sfântul Ioan, în prima sa scrisoare, Dumnezeu este iubire. Iar cel care l-a cunoscut pe Dumnezeu, a cunoscut iubirea. Pentru că Dumnezeu este iubire. Iar când îl cunoaștem pe Dumnezeu, când îl punem pe Dumnezeu în centrul familiei noastre, iubirea este în centrul familiei noastre. Mă amintesc foarte mare drag parocul de la Quebec, din Canada, cu care am lucrat 7 ani. Când celebra taina căsătoriei, punea cele două scaune pentru mir, iar în mijloc punea un scaun cu o inscripție mare, Dumnezeu. Pentru a spune acelor soți că, de fapt, ei se căsătoresc acolo pentru că Dumnezeu este prezent în iubirea lor. Și că acum ei sunt în fața altarului pentru că Dumnezeu a cârmuit pașii lor. Până în acel moment, pentru ca iubirea lor să fie pecetluită de iubirea lui Dumnezeu. Când celebrez căsătorii, spun deseori soților sau soțiilor, pe planetă există 3 miliarde de bărbați. Păi le doar pe ăsta. Și nu este o întâmplare. Este planul providenței lui Dumnezeu. El a voit, El a hărăzit căile în așa fel încât drumurile voastre să se întâlnească și să fie pecetluite în iubire. Atunci când punem accentul pe iubire, toate diferențele dispar. Toată mâncărimea aceasta din interior dispare. Tot spiritul de ceartă și uneori de ură dispare, pentru că este iubirea în mijloc. Sfântul Ioan spune, acolo unde nu este iubire, acolo este frică. Dar iubirea, spune Sfântul Ioan, înlătură frica, pentru că Dumnezeu este iubire. Și în fine, în Evanghelie, Iisus vine cu același argument. O singură poruncă vă las vouă. Una singură, nu mai mult. Iubiți-vă unii pe alții. Și ne spune și cum, nu oricum. Așa cum eu v-am iubit pe voi. Și noi știm cum Hristos ne-a iubit pe noi, mergând până la moarte, mergând până a-și sacrifica viața pentru că ne iubește. Sfântul Paul spune, Hristos a murit pentru noi pentru că eram deja păcătoși. Deci a murit pentru că ne-a iubit. Iubiți-vă așa cum eu vă iubesc pe voi. Iubirea nu este ceva dacă vrem, dacă nu vrem, dacă avem chef, dacă nu avem chef. Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit și eu pe voi. Într-o zi stăteam la masă la București cu un domn din Franța, un mare evreu, rabin. Și era într-o zi de vineri, trebuia să meargă la sinagoga din București, dar era șabatul care începea și nu trebuie să facă decât un anumit număr de pași. Și calcula el în capul lui cam câți pași sunt până acolo, cam câți pași sunt înapoi, cam ce trebuie să mănânce înainte, cam ce trebuie să mănânce după și între și așa mai departe. Și făcând el toate socotelele astea, la un moment dat spune, Lucian, voi creștinii sunteți norocoși. Dar de ce? Pentru că Iisus al vostru a înlăturat toate legile astea și v-a lăsat una singură. Iubiți-vă unii pe alții. Și acolo ai tot. Acolo ai tot. Iubiți-vă unii pe alții
așa cum și eu v-am iubit pe voi. Iar psalmul pe care tocmai l-am cântat astăzi spune acest strigăt: gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Familia în criză este chemată astăzi să pună accentul pe această celulă a familiei, pe acest nucleu care o întărește, care o zidește, care face să se sporească, care face să perpetueze iubirea în comunitățile și în societățile noastre. Familia în criză este chemată astăzi să revină la esențial. Îmi spunea duhovnicul meu, un călugăr trapist în Franța, când mi se întâmpla și nu mai mergea totul bine în viața mea: Lucian, amintește-ți mereu momentul de la început, cum era atunci? Și într-adevăr, multe lucruri dispar. Iar Sfânta Tereza Pruncului Iisus, patroana noastră, spunea: Dumnezeu ne-a sădit într-o grădină ca pe niște trandafiri. Și dacă ne-a sădit în acea grădină, ne dă și harul să încolțim, să ne rostim frumos în acea grădină. Nu ai nevoie să te plantezi dintr-o grădină în alta. Dacă Dumnezeu ne-a sădit într-o familie, dacă Dumnezeu ne-a sădit în viața consacrată, dacă Dumnezeu ne-a sădit în preoție, Dumnezeu ne dă și harul ca acolo unde suntem, să creștem și să mirosim frumos. Sfântul Paul spune să purtăm în noi mireasma plăcută a lui Hristos. Lumea de astăzi are nevoie să vadă în familiile noastre creștine mireasma plăcută a lui Hristos. Mulți tineri miști îmi spun: părinte, dar nu mă mai căsătoresc astăzi. Păi de ce? Păi cu tare s-a separat, cu tare s-a divorțat, cu tare s-a recăsătorit, cu tare s-a făcut, cu tare s-a refăcut. Și nu-ți mai dă chef când te mai căsătorești și tu. Pentru că nu mai avem modele de familie sănătoase, trainice, care să pună accentul pe iubire, pe prosperitate, pe credință. Pe credință. Multe mame mi-au spus până astăzi: părinte, dacă nu aveam credința, nu mai eram aici astăzi. Credința m-a făcut să depășesc multe lucruri. Credința m-a făcut să văd în esența vieții mele prezența cuiva care mă ajută să depășesc dificultățile vieții. Acestea sunt și cele câteva gânduri pe care Sinodul Familiei le-a dezvoltat în acea întrunire pentru a da familiilor noastre creștine motive să meargă mai departe. Motive să creadă că viața în doi este o rânduită de Dumnezeu, cum spune lectura de astăzi. Dumnezeu a unit pe cei doi ca ei să fie un singur lucru, ca ei să fie o celulă de bază a societății și a bisericii noastre. Dumnezeu are nevoie de familii bune, de familii sfinte, de familii creștine. Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a canonizat o familie, familia Sfinte Tereza Pruncului Iisus, tocmai pentru a arăta că viața de familie este chemată la sfințenie. Că pe chipurile voastre trebuie să reuneze sfințenia, copiii voștri să vadă în voi niște părinți sfinți. Vă amintiți probabil de cântecul lui Ionuț Dolănescu, cânta în fața lui Ion Dolănescu și a Mariei Ciobanu, părinții lui: mă uit la voi ca la niște sfinți, sunteți icoană pentru mine. Aceștia sunt părinții pentru noi, icoane. Să ne uităm la ei și să vedem că totul e posibil în viață, indiferent de greutăți, indiferent de dificultăți, indiferent când intrăm în criză de iubire sau în criză de familie. Părinții sunt ca niște modele pentru noi, pentru a ne arăta că, într-adevăr, când pui credința în mijloc, când iubirea este cea care zidește familia, atunci Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Să cerem așadar pentru noi, familiile care sunteți astăzi prezente aici, pentru noi copiii care suntem rodul familiilor, să cerem acest dar al credinței, dar al iubirii, care ne poate ajuta să trăim cu fidelitate angajamentele noastre și să lăsăm pe Dumnezeu să fie Cel care cârmuiește prin prezența Sa iubitoare viața noastră. Dumnezeu are un singur secret pe care dorește să ne-L spună de fiecare dată când îi deschidem urechea și inima noastră. Și acest secret este următorul: eu te iubesc pe tine, iar tu ai preț în ochii mei. Lăudați să fie Iisus Hristos! Yeah.